Poliția? Vine să mă ia. Salutare din nou! A venit momentul să vorbim despre principalul meu motiv pentru care m-am apucat de cântat vocal și de produs în studio. Aspirația asta mea pentru muzica comercială, pop, rock, este datorată faptului că am fost la un concert la Bruno Mars în 2013, când am fost pentru a doua oară în America, în Ocean City, Maryland, cu Work and Travel. La un moment dat, un coleg de muncă mi-a zis că, băi, dar este un concert cu Bruno Mars în Camden, New Jersey. Ce e Camden? Nu știam ce e Camden. Da, e un oraș din New Jersey. Între timp m-am dus la un coleg american. Băi, uite, vreau să mă duc la Bruno Mars la concert în Camden. Și ăsta... Camden? Do you know what is Camden? Nu știu. Google it, man, Google it. M-am uitat pe Google. Un oraș cu o rată de mortalitate foarte mare din cauza crimelor. Am zis că... Oare să mă mai duc? It's become a horrifically dangerous place, especially at nighttime. Like I said, I lost my place because I got laid off of my job and I slept on the street last night. I had my blanket stolen at knife point. You know what I mean? And it's extremely dangerous at nighttime. Practic nu mi-a fost frică din cauza asta. Ce se poate întâmpla, frate? Vrei să-mi iei o mână? Ia-mi o mână, eu tot merg la concert. Am cumpărat bilet, am făcut o brigadă de mai mulți oameni, am luat o mașină și am plecat. Arena unde s-a ținut concertul este chiar în Camden, că orașul oricum arată nasol, m-am uitat, clar. Degeaba m-am speriat de Camden. Am ajuns la BB&T Pavilion, am ajuns cu mult timp înainte, concertul începea pe la 8 și noi am ajuns pe la 6. În deschiderea lui a cântat Aloe Black. Hey. Îl știți, mi-a plăcut foarte mult de el. El este și un speaker motivațional, avea vibe-ul ăla de povestitor american. A terminat Aloe Black, s-a închis totul pe scenă și în vreo oră a venit Bruno. Dar nu vă imaginați în ce fel. Era întuneric. Am stat efectiv o oră pe întuneric. Era o prelată, așa de sus până jos. O prelată tropicală. Copaci. Ei, la un moment dat copacii ăia s-au aprins din interiorul scenei. A început o muzică de aia tropicală hawaiană. El știți că el este din Hawaii. A fost făcut pe tematica asta. S-auzea câte o maimuță. Chestii de astea, adică mi-a plăcut foarte mult. La un moment dat de sus cade toată prelata aia. Is Philly in the house? Și apare Bruno Mars. Is Philly in the house? Is Jersey in the house? We came to get y'all moving, came to get y'all dancing, get y'all shaking, get you sweating out there. Is Jersey in the house? Practic, arena asta e fix între Philadelphia și New Jersey. În momentul în care a început piesa Treasure, a coborât de sus un glob foarte, foarte, foarte mare de la Retro, care proiectează lumină cu, picățele. Vibe-ul a fost exact Earth, Wind and Fire în urmă cu 20 de ani. Foarte fain. This next song is called Treasure and it goes a little something like this. A venit cu albumul ăla Hooligans. A cântat Grenade, When I Was Your Man, Treasure, Gorilla. Gorilla este o piesă foarte tare, îmi place foarte mult. A fost foarte fain acest concert, a fost primul la care am asistat. Dar am avut norocul ca după 5 ani, în 2018, să-l mai văd odată la Lollapalooza și pot să vă zic că progresul, vorbim despre Bruno Mars, progresul lui Bruno Mars, păi el și în 2013 era bun, adică schimbarea stilului. Atunci era îmbrăcat hawaian, nucă de cocos, pe când acum a venit îmbrăcat în Chicago Bulls, cred că au promovat echipa de basket, vibe-ul a fost total diferit. El era foarte romantic înainte. Easy go. Și apoi, and I'm tripping at finesse. S-a folosit și de trendul lumii. S-a folosit de chestia asta.
Finesse este o piesă bombă, adică despre ce vorbim? Vorbim de finesse. Asemănarea concertelor, vă pot zice că au început exact la fel. Numai că atunci era o prelată cu Tropical, iar la Lollapalooza era prelata albă pe care se chema King, cu auriu. Un star atât de mare și să progresezi chiar și după 5 ani, ca și cum ar zice, băi, eu vreau să ajung sus acolo. Dar după susul ăla, este cale lungă, adică să te menții acolo și devii din 5 mai bun. El asta a reușit. Voi ați putea să-mi spuneți că, băi, dar ai fost odată în 2013, deci te-ai mai dus odată la același artist. Oameni buni, au fost efectiv două concerte, parcă au fost două staruri diferite, deși a fost același om. A venit fără Cardi B, chiar a vorbit pe scenă despre Cardi B și a spus că este însărcinată și că va naște în curând. A fost foarte fain pe scenă să facă anunțul ăla. Nu știu cât știau atunci, dar în Chicago s-au mirat foarte tare când au auzit. Ce pot să vă spun despre energia concertului de la Lollapalooza? Oamenii ăștia știu să se miște într-un mare fel. Ce este foarte interesant, cei care sunt suflători, saxofonistul, trombonistul și trompetistul, sunt și dansatori și, ce credeți, sunt și vocaliști foarte buni. La noi în România e chestia aia. Nu le poți face pe toate. Într-adevăr, nu le poți face pe toate. Dar pe câteva poți să le faci. Ei fac toate cele trei chestii profesionist. Adică în exemplele care le-ați văzut deja și cele care vi le mai arăt acum, vă veți da seama că fac treaba foarte bine pe toate cele trei planuri, patru planuri și showman. Mai ales că Bruno cântă și la chitară. Toate concertele are anumite momente când cântă doar cu chitara. Din câte știu, tatăl lui lua la evenimente când era mic, pe el și pe vărul lui de la tobe, și a învățat cu muzica de la 2-3 ani. Adică ei sunt și culturalizați cu asta de când sunt mici. Cultul ăsta muzicii live. La noi, știi, e o clapă de unde iese toată muzica, sau mai rău negative, da? Și o voce sau două și un suflător, saxofonist sau trompetă. Adică la ei nunțile, cel puțin în Hawaii, sunt tropicale, cu boncoș, congas, cu tuc-tup, tuc-tup, cumbara, cumbara, curubă, bam, bam, cumbara, 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 bam, 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 muzică de aia, unde se dă din fund mult. El este oricum jumătate american, jumătate filipinez. M-am documentat foarte mult după primul concert. Chiar m-a pasionat foarte mult și m-a făcut să mă interesez de el foarte tare. La Lollapalooza am mai fost impresionat de Post Malone. Atunci l-am văzut pentru prima dată într-un concert. Era foarte dedicat pe scenă, era cu publicul. El are și o voce așa crunchy și era acolo cu publicul. Era chestia aia de wildish, let me be great. Nu era muzica pe primul plan la el. Mesajul era pe primul plan. Mă pasionează artiștii care transmit foarte tare pe scenă.
pot să spun că cei doi artiști, Post Malone și Bruno Mars, m-au influențat în muzica pe care o fac acum. Ei sunt și foarte diferiți, încerc să fac un fusion din chestia asta. Sunt doi artiști iubiți, mi-ar plăcea să ajung ca unul din ei. Am vise și nu mi-e rușine să recunosc, dar prin muncă le realizăm pe toate. Oricum, românul e român, noi știm foarte bine asta. Nu uitați să dați subscribe la canal, Tudor, follow pe Instagram, I am Tudor, pe obositul Facebook, cum zice Dorian Popa, Tudor Olărașu, și ne mai auzim. O seară cât mai plăcută!